Dacă vă uitați de ceva timp la clipurile mele filmate prin orașele olandeze, ați putea crede că majoritatea seamănă între ele, dar doar la o primă vedere. Cu cât stai mai mult într-un oraș, descoperi că fiecare în parte are lucruri interesante de descoperit. De exemplu, la o primă vedere, Delft are o piață centrală dreptunghiulară la fel ca Harlem, fix cu primărie și catedrală în centru. Are canale și case vechi ca Amsterdam, însă sunt și lucruri unicat. Treptat o să vi le arăt pe toate. Salutare, dragilor! Va fi un clip altfel, mai relaxat. Astăzi este ultima mea zi în Olanda. Într-un final, am găsit zbor spre casă. După cum știți, sunt de 3 luni blocat aici și nu m-am putut întoarce din lipsă de zboruri, dar și de gândul de a sta în carantină sau izolare din cauza coronavirusului. Astăzi se vor anunța măsuri noi și sper ca Olanda să fie scoasă de pe lista țărilor cu risc crescut și să nu stau în izolare la domiciliu când ajung în țară. Cei care mă urmăresc de la început știu că filmez și montez aceste clipuri doar cu un banal telefon. Din cauza acestui lucru, publicarea unui clip durează zile bune. Practic, sunt șanse că atunci când acest clip îl pun pe YouTube, deja să fiu bine mersi acasă. Cu acest gând în minte, azi vreau să petrecem o zi relaxată, într-o plimbare aleatorie prin Olanda. Intru în toate orășelele ce se vor ivi în drum. Prima oprire pe traseu este Delft. Un oraș în care am revenit cu drag. Are ceva special ce atrage. O să vedeți și voi, intru acum în centrul istoric. Delft este un oraș aparte, ce are o istorie bogată în spate. Chiar Wilhelm de Orania, creatorul Olandei de azi, a trăit în acest oraș până când a fost asasinat. Ca orice turist, și eu încep vizita din punctul zero, piața centrală, înconjurată de case monument transformate în cafenele și restaurante cu terasă. Aici se află cea mai veche clădire din oraș, primăria veche, cu o fațadă ce reprezintă o arhitectură aparte, iar în partea opusă se află catedrala orașului. Biserica nouă, însă doar cu numele, că tot un 500-600 de ani are, este de departe obiectivul cel mai vizitat din Delft. Aici a fost înmormântat Wilhelm și de atunci a devenit locul de odihnă oficial al casei regale. Vizitarea acestei biserici este cu siguranță unul din cele mai bune lucruri de făcut în Delft. Nu de vizitat mormintele regilor și reginelor, că nu interesează pe turiști acest lucru. Nici eu nu sunt un fan, ci pentru a urca în turnul bisericii. Un turn de piatră de vreo 85 de metri înălțime, de sus, având cea mai bună panorama orașului. Doar gândul la cele 376 de trepte până sus, urcate în spirală, te cam pune pe gânduri. Însă, dacă vrei să ai o vedere incredibilă asupra orașului, recomand acest efort. Wilhelm de Orania, creatorul Olandei de azi, a trăit în acest oraș până când a fost asasinat. Pentru pasionații de artă, recomand și centrul dedicat pictorului Vermeer, unul din marii pictori olandezi, iar pictura lui din spatele meu este cea mai cunoscută, Fata cu cercel de perlă. Vă las câteva imagini să vă bucurați de frumusețea orașului cât timp stau și eu la o înghețată. Frumos oraș, nu? Știam. Închei aici turul prin Delft, merg spre mașină și pornim spre un alt oraș. Plimbarea continuă. Din nou la drum, mă îndrept către Gouda, în olandeză pronunțată Houda.
este o localitate micuță, dar celebră, datorită brânzei ce se produce aici. Am ajuns, am parcat mașina lângă centru și pornesc la pas. Nu contează că e un orășel mic sau dita mai metropola, în Olanda găsești loc de parcare oriunde, însă la un preț destul de mare. În Houda dau 4 euro pe oră. Piața centrală este principalul obiectiv turistic al orașului. Aici, în fiecare joi, pe timpul verii, are loc piața de brânză. Știți, noi spunem cașcaval anumite tipuri de brânză mai specială, învechită sau maturată. Străinii au un singur cuvânt pentru toate sortimentele. Brânză. Adică cheese. Ei bine, în acest loc se ține această piață de brânză. Se ține chiar de 300 de ani. Asta da tradiția, aș putea spune. Însă piața se ține joia. Dar eu am ajuns puțin mai târziu. E deja vineri. Dar am pregătit câteva imagini pentru voi, să vă faceți o idee despre cum arată această piață. E un oraș mic, nu ai ce face mai mult de 2-3 ore. Cam 2 ore am stat și eu pentru această filmare. O plimbare prin centru, o vizită în magazinele de brânzeturi, majoritatea să știți că oferă degustare gratuită. Stați la o terasă, ei bine, tot spun asta cu statul la o terasă, dar eu nu prea stau. Dacă aș sta în fiecare oraș prin care trec la câte o terasă, aș rămâne instant fără bani, prețurile nu sunt mici deloc. 4-5 euro o bere, iar o porție de mâncare pleacă de la un 10 euro minim. În mijlocul pieței se află vechea primărie a orașului, Stadhuis, cea mai veche primărie în stil gotic din Olanda. De fapt, un mic castel zvelt, bogat ornamentat, realizat la mijlocul secolului al XV-lea. Astăzi este muzeu și se pot oficializa căsătorii în interior, într-un cadru medieval, iar la fiecare oră fixă, pe una din lateralele sale, este prezentat publicului un mic spectacol de păpuși. Biserica Sfântul Ioan, adică Saint Jan's Kerk, este renumită prin vitraliile sale, considerate cele mai mari la vremea respectivă. Prima construcție a bisericii datează de prin 1280, dar au urmat multe incendii și câteva reconstrucții care au mărit-o de fiecare dată, ajungând în zilele noastre la o mărime aproape cât a unei catedrale. Sigur ați auzit de brânza Gouda, galbenă, cu un gust de unt de bună calitate. Mă rog, așa o știam eu, dar a trebuit să ajung la ea acasă ca să aflu că poate fi și de alte nuanțe, spre verde, spre portocaliu și chiar albă. Vă mai las câteva imagini cât mă îndresc spre mașină, achit parcarea și pornim din nou la drum. Și ultimul oraș din această plimbare, poate cel mai important de până acum, Maastricht. Cred că toată lumea a auzit de el, dar de ce e el așa cunoscut? O să aflăm în curând, doar să ajung și să parchez mașina. Sunt în Maastricht, pe podul vechi, calea de intrare în centrul istoric. Când vezi un monument cunoscut, imediat asociezi acel monument cu orașul în care se află. Ei bine, acest pod este imaginea orașului Maastricht. Se spune că este cel mai vechi din Olanda, există cam de 700-800 de ani, însă a fost refăcut și modificat de mai multe ori. Nu cred că a mai rămas ceva original din el, dar dacă așa este prezentat, la fel vă spun și eu.
Înainte de acest pod a fost altul, de piatră, mult mai vechi, construit de romani, cei mai buni constructori de poduri ai vremii. Dar s-a dărâmat, a venit apa și l-a luat. Nu era și o melodie exact cu aceste versuri? Din cauza traficului maritim tot mai mare, a fost nevoie de crearea unei secțiuni mobile de oțel ce se ridică la trecerea navelor mari, cea din spatele meu. Astfel s-au dărâmat câteva arce din pod și s-a creat această pasarelă metalică. După părerea mea, s-a dus tot farmecul podului. Traversând podul, intri direct în zona veche a orașului, însă aici întâlnești o combinație de clădiri vechi, clădiri noi, biserici, magazine și nelipsitele restaurante. Sunt toate la un loc, dar eu o să vi le prezint pe rând. Vă spuneam, într-un clip anterior, că olandezii nu mai vin la biserică, iar lăcașurile de cult se vând sau se transformă în altceva. Ei bine, în Maastricht vă pot da un exemplu clar. Biserica Dominicană din spatele meu a fost transformată într-o bibliotecă, chiar într-una fascinantă aș putea spune. Mii de cărți pe rafturi supraetajate, spații de citit și relaxare, chiar și o cafenea, dar totul dedicat culturii. Acest lucru a fost posibil și datorită simplității acestei clădiri gotice și a bunului gust în care ea a fost construită, fără aur, picturi colorate și alte zorzoane. Și totuși divinitatea a fost mulțumită de acest lucru. Simplu, umil, biserica rezistând în picioare peste 700 de ani. O altă atracție, dar ciudată pentru Olanda, este moara de apă cu roată, singura pe care eu am întâlnit-o în cale străbătând țara de la un cap la altul. Ea nu se învârte de la vânt, ci de la apă, cu ajutorul acestei roți imense. Lucru rar, pentru că Olanda nu prea are râuri repezi de genul acesta, fiind o țară plată ca o clătită. Maastricht este la graniță, iar zona este puțin deluroasă și sunt câteva râuri în zonă. Moara de făină funcționează cu ajutorul apei ce învârte această roată, însă merge numai când nivelul apei crește, iar pentru asta trebuie blocată această ecluză. Și ca într-o celebră vorbă, un lucru ciudat nu vine niciodată singur. Ei bine, am dat peste o altă moară de apă lumită, Leuvenmolen. Care vi se pare mai interesantă? Decideți voi! Mergând pe străduțe, am ajuns în Het Freihof, cea mai mare piață a orașului. Altădată loc destinat execuțiilor publice, astăzi, peste decenii, este principala piață a orașului și loc de desfășurare a concertelor lui André Rieu. Nu cred că există cineva să nu fie auzit de André Rieu. În caz că da, așteptați o secundă. În spatele meu, în albastru, este André Rieu. O să încerc să fac o poză cu el. Ok. Este la momentul actual cel mai mare muzician interpret de muzică clasică, supranumit regele valsului. Milioane de oameni deja au fost la concertele lui. Acum, că momentul meu de glorie a trecut, revin la normalitate. În piață găsim două biserici, Sfântul Ioan, cu un turn roșu înalt, inconfundabil, ce se poate vizita, având de sus o panoramă asupra orașului, biserica fiind construită pe stil gotic, și Sfântul Servatius, cu un design inspirat din mai multe stiluri la o primă vedere. Arată de parcă a fost asamblată din mai multe lăcașuri de cult, însă deloc urâtă ca aspect. O altă piață de neratat este piața primăriei, în mijloc fiind, după cum e normal, primăria. O clădire veche, ideală de fotografiat pentru amatorii de arhitectură. Piețele sunt înconjurate de terase, ale unor restaurante și cafenele, iar din când în când se țin diverse târguri și festivaluri. Cumva ei s-au gândit la asemenea spații multifuncționale cu sute de ani în urmă, o idee bună chiar și în zilele noastre. Helport, sau Poarta Iadului, este vechea poartă de intrare în oraș. Are acest nume datorită faptului că funcționa și pe poze închisoare. Prizonierii erau ținuți în turnul său. Datorită țipetelor ce se auzeau înăuntru, pentru că prizonierii beneficiau de un tratament mai dur, localnicii au denumit-o ironic Poarta Iadului. Maastricht, fiind o fortăreață în trecut, avea ziduri înalte de apărare, unele rezistând și în zilele noastre. Această faleză era pe vremuri vechiul port, azi un loc de promenadă, de stat la terasă, iar pe malul apei câteva pontoane de la care pleacă vapoare de croazieră pe fluviul Maas. Acest fluviu vine din Franța, traversează Belgia și Olanda, apoi se varsă în Marea Nordului. Gândiți-vă prin câte orașe trece, Liege, Maastricht, Rotterdam, deci dacă aveți timp pentru o croazieră, eu zic că merită efortul, aveți ce vedea. Mă mai plimb la pas prin acest interesant oraș. Cât timp mă așez la o terasă pentru ceva răcoritor, vă mai las câteva imagini cu lucruri interesante de văzut.
Cum eu consider că am cei mai inteligenți abonați, vă testez din nou atenția și vă întreb în ce oraș este mormântat Wilhelm de Orania, creatorul Olandei de astăzi. Ca de obicei, aștept răspunsul vostru în comentarii. Sunt la terasă și mă bucur de o bere Affligem. Este o bere locală, nu este o marcă premium, dar e bună că este rece. Iar la final am o surpriză pentru voi. Am vizitat un mic castel la granița cu Belgia, la doar 2 km de Maastricht. Am zis să vă arăt și ceva high class. Nu o să iau cină aici pentru că nu este zi de salariu, însă mă bucur că îl pot privi din interior gratuit. Castel Nircan, singurul castel din Olanda situat la înălțime, cu grădini terasate, amenajate impecabil. Acum este transformat în restaurant și nu orice fel de restaurant, ci unul cu stele Michelin. Însă acest castel este în evidență și prin sălile de mese săpate în stâncă, răcoroase ca într-o peșteră. Ceva inedit de a lua masa sub pământ, în interiorul dealului. Nu știu cât de bună e mâncarea aici, dar gândiți-vă că în România nu există nici măcar un restaurant cu o stea Michelin. Mi-a făcut plăcere să-l vizitez și sper să pot veni odată aici să iau masa pe terasa castelului fără să am grijă notei de plată. Am ajuns la final, sper că v-a plăcut acest clip și că îl veți aprecia. Din Olanda, până data viitoare, vă spun la revedere! La plecare, André Rieu îmi spune că în tinerețe avea părul vâlvoi, ciufulit, stând în toate direcțiile, exact așa ca al meu. E de bine sau e de rău? Cred că e de bine. Sau nu? Să mă supăr? Ce părere ai?